Sunt sigur că toată tranzacția mare din 2005 până în 2015 nu este o găselniță sau un know-how local. Este partea unei scheme regionale de scoatere a mijloacelor dintr-un sistem bancar în alt sistem bancar sau de scoatere în offshore și alte lucruri. Deci arhitect probabil că este altcineva. Regizor la anumită etapă arhitect, exact. Arhitect ar putea fi Vyacheslav Platon, pentru că se spune că eu am vorbit cunoaște astfel am vorbit de cu alte ocazii. Ceea ce am văzut din 2011 și în 2012, după stil și companii implicate, dar și decizii luate total aiurea de către Banca Națională, eu pot să constat că sunt două grupuri atunci. Deci da, eu unu, de fapt afiliat lui Vlad Plahotniuc și cel de-al doilea grup a preluat cele 18,5 care le-a divizat în patru companii cu origine rusească. Deja era mâna lui Vyacheslav Platon.